Sectorul juvenil din România este un compartiment sensibil în fotbalul românesc. Situația nu pare a se remedia, pentru că deocamdată nu s-a făcut vreo investiție majoră la baza piramidei sportului rege de la noi din țară. Și eu sunt de vreo 10 ani, 8 ani la federație și am vrut să aplicăm sistemul italian, franțuzesc, spaniol, acum belgian. Eu nu cred că putem să aplicăm sistemul belgian. Noi trebuie să aplicăm sistemul românesc care a fost. Și era simplu. Numai să avem interes. Deci oamenii, dacă o să aibă interes să investească în sport, în sport, în fotbal, în sport, o să avem. Oamenii o să vină, nu știu cine, dar dacă nu avem interes și s-a văzut că nu avem interes, vorbesc de oameni care au decizia, nu Federația Română de Fotbal, nu președintele Federației, deci oamenii care conduc, dacă vor să investească în sport, o să avem. Până atunci nu mai vorbe. Venirea belgianului Kovács la conducerea sectorului copii și junior din cadrul Federației Române de Fotbal oferă o rază de speranță. L-am cunoscut și mi se pare un om extraordinar. Și vreau să vă spun că eu cred că lucrurile se vor schimba și România. Ușor, ușor. Va trebui să acceptăm, este un profesionist și eu cred că vom face treabă bună. Vom avea nevoie de răbdare. Dar în același timp ne dorim foarte mult să ne calificăm și la campionatul european, cât mai urgent. Deci în 2016 n-ar trebui să ratăm această șansă. Pentru ca fotbalul românesc să crească încet, dar sigur este nevoie de răbdare și investiții majore.